Bună ziua, frate! Zic, bună ziua, frate! Frate? Frate? Dar și tu ești din Cotejel? Nu, eu sunt din Zimbabwe. Am eu frate în Zimbabwe? Eu știu că românul e frate de sânge. Da. Rusul e star și brat. Și am și un frate drept în Israel la construcție. Dacă am frate în Zimbabwe, chiar că nu știu. Eu nu sunt frate drept. Eu sunt frate de crucea. De crucea? Crucea. De unde crucea? Sașa, spune-te, rog, tu așa ești tu? Ori ai alergat în bufșor și ai cicat cu mutra în tășiune? Nu, la noi în Zimbabwe toți sunt negru. Nu, că aveam și noi leacă mai întunicați la Soroca, dar nu chiar. Și chiar frate? Bă, dar cum te cheamă pe tine? Asta-i poate nimic. Mie îmi spune Ali, Abibuh, Iahtalar, Rabingor. 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 Verișor. Nu verișor, ci frate de cruce. Chiar frate, frate? Da. Și nu numai eu și tu, frate, dar și poporul tău este frate cu poporul meu. Dar n-au auzit nenune. Da. Dar de unde am, frate? Nu cumva au venit și la voi comuniștii la putere? Puh! Ce-ai căpiat? Încă nu, dar... Dă-ți pe sigură. Ferit ala. Deu că... Dar de unde am, frate? Cum? Pinșine? De unde? Acum își explic. Da. Poporul tău, da, și poporul meu înjă ocupă primul loc în lumea după nivelul de trai. Asta nu-i din Zimbabwe, este de la Costujeni. Poporul meu și a tău, primul, da, loc? Ia pune mai... Nu, tu nu înțelegi. Dar cum să mă... Primul loc în lumea de la coada. Așa da! Nu greiești! Noi părțim Moldavie și Zimbabwe locurile 123 și 124. Noi? Da. Dar 125 și noi? Nici noi. Așa nici... La noi se mântui. Acum da, așa te înțeleg. Atunci trăiască și înflorească popoarele din Zimbabwe și din Moldavie. Trăiască! Auzi, dar de unde ai auzit tu în fundul Africii? Știu, scuze-mă, fundul și-a unului. De unde ai auzit tu există o asemenea țară pe pământ, Republica Moldova? Din internet. Din internet? Din internet. Figurează Moldova în internet? Da. Cum dracu, e încă nu a ieșit din internat. De unde nu a ieșit? Dar nici nu a ieșit deloc, și de acolo, încă așa. Acolo, nu a ieșit încă. Fără schimbări și de așa. Și la voi aici, în Moldavie, nu a fost nicio schimbare? Cum nu, tot a fost, am schimbat și noi, cum nu. Schimbat denumirile străzilor. Ia ca viez. Am scos niște monumente și am să le punem înapoi. Am auzit că ați schimbat și alfabetul. Și asta am făcut. Și acum e vorba să-l schimbați înapoi. Bate-te pește gofa, tu! Nu crezi, nu mi-ai scos-o și pe asta. Du-te. Lumea vorbește. Lumea nu știe și gura lumii. Tu. Cum nu? Tot am schimbat și noi și-am putut. Schimbat. Unde era școala, acum e liceu. Vezi? Unde era tehnicum, e colegiu. Uh-huh. Unde era universitate, academie. Unde era școală specială, acum e parlament. Tot am mai schimbat, nu suntem noi așa chiar, știi? Dar ia să-mi spui, care este acum la voi cea mai mare schimbare? Care a fost cea mai mare? Da. Păi dacă stau acum să mă uit așa înapoi, cea mai mare schimbare la noi a fost când am schimbat ciubuc 1 pe ciubuc 2. Ciubuc 1 cu ciubuc 2? Dar câți de ăștia ciubuci aveți? 1. Unu? Atunci cum ai schimbat cu doi? Nu știu. Asta nimeni nu știe. Dar și la voi în Zimbabwe nu poți să ție așa. Numai la noi. Auzi? Dar da. În Zimbabwe este. Da. La voi sistem polipartinic, așa? Tot. Da, sigur, ca în toată lumea.
Alo? Da. Și câți partide aveți voi acolo? Noi avem două. De toate? Două partide. Numai două în toată țara? Da. Și asta e țara la voi. Două partide. N-ai și face. De ce? Și câți partide avem noi? Noi avem partide că ajung în toate țările vecine cu tine, Africa. Și, și pentru Zanzibar și Mozambic și Zimbabwe și Tanganyika și Tanganyika și toată Africa Centrală. Și toate partidele noastre sunt democrate. Ei bine, dacă sunt democrate, da, de ce nu se unesc? Cum nu se unesc? Dar după alegeri. A, după alegeri. La țintirim e unirea, dăm. La țintirim? La țintirim. Dar ce e aia țintirim? Dar și voi nu înierliți? Voi stați așa? Țintirim, adică... Ce înseamnă? Adică gata, adică noi. Ca gospodăria sătească. Noi? Voi agricultură aveți în Zimbabwe? Avem, sigur că avem. Ferme aveți? Avem. Ia nu. Noi avem ferme de crescut crocodili. Îi creștem, după aceea îi mâncăm. Dar la noi fermele le-au mâncat crocodili. A, și voi aveți crocodili. Dar ferme nu avem. Noi mai avem și ferme de crescut șerpi. Șerchi? Da. La fermă? Da. Îi creștem, îi hrănim. Și nu fug. De ce să fugă dacă îi hrănim? Îi hrănim, pe urmă ne hrănesc ei pe noi. Șerchi? La noi este populație mare. Trebuie mâncare multă. Dar cât sunteți voi în Zimbabwe așa la mără? O, noi suntem 11 milioane. Ai, tot, dacă nu ești în jumătate. A, 11 milioane. Multă. 11 milioane. 11 milioane. Dar cine la voi tare și mare? Cine comandă cu milioanele astea? A, la noi comandă albi, dar la voi? La noi roșii. Cum, pieile roșii? Nu pieile roșii, ideile roșii. Bun. Dar ia să-mi spui, 11 milioane este. Chiar atâta sunteți voi? Da, 11 milioane fără moldove. Dar și aveți și moldoveni? Mulți! Adică nu s-au luat atât acolo. Și sunt refugiați? Nu, sunt fugiți. Fugiți de ce? Fugiți de foame, de sărăcie, de cutremur, fugiți de Snegur, Lucinski. Fugiți, mulți! Dar și de Voroni nu fug? Nu, încă nu. Nici nu-i las fugă. Păi, adică la tăt în acază voastră sunt și moldoveni pește voi? Ei nu au venit pește noi. Dar cum? Moldovenii au venit cu toată lor. Cu toată lor? Da, au venit cu armamentul lor, cu rechetul lor, cu toată lor. Da. Au venit cu mâna într-un loc. Da. Nica gospodarii. Numai că la noi acum a început lupta cu gospodarii. Ia uite. Prezident al nostru a început naționalizarea pământurilor. Aua. Răsculăcirea. Uai, la voi încă nu? Încă nu, dar cam încolo. Poate după Arhanghel încolo. Vălu, 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 răsculășire oameni. Dar dejele tare e tăi. De ce ești dejele? Poate și la noi azi, dacă mai rămâne moldoveni până la anul nou încolo, să te duc și te duc și te duc. Mulți se duc, iar mulți dispar. Dacă se duc, cum se dispar? Nu, dispar fără să se ducă. Băi, Ali Bahtamur Muhtar Murfatlar și ești tu. Ali Abibuh. Cum dispar Abibuh Murfatlar Muhtar? Cum dispar fără să se ducă? Și... Băi, uite așa, merge omul prin oraș, prin Chișinău, ziua în amiaza mare, de? Și dincolo, hop, și nu-i. Așa cum spune cântărețul ăsta al vostru, Nicolae Aksakal Sulac, ia ca este, ia ca nu-i. Dar cum nu-i, băi, și al ia apa orice? Nu-l ia apa, îl ia groapa. Păi groapa o să ne iei puteți odată, o dată, băi, din Zimbabwe, tu m-ai zimbăbit. Nu ne vine rândul la asta groapă? Dacă nu groapa aceea, băi. Care groapă? Groapa de canalizația. Păi, Ali, mă bibuc, tartalar. Nu mă nerva, că eu nu mă uit la culoare, auzi? Acum și o să lămurie. Uite, la voi prin Chișinău merge omul ziua în amiaza mare. Și când ajunge la groapa de canalizație,
El vrea să pășească, dar capacele nu sunt furate și predate la metal vechi. Și omul calcă și... buh! Na, că la zău orașului le-o poasă, băiță. Am oasă scoată înapoi. Și adică omul călca... buh, buh! Și... nu-i? Și apoi de acolo, de la fundul grochii, o luam, devine țăvile și ele așa, și merge până și prin, prin Italia, Portugalia, prin Antalya. Da, și când era așa, da. Fără pașaport, da, fără viză, fără vamă, tu va mamă. Și ajungând în țara respectivă, da. Ei se făceau morți în popușoi, da. Până când își reveneau. Ia stai, de când știi tu din Zimbabwe ce înseamnă popușoi? Păi la noi cu cultura de bază în Zimbabwe este popușoiul, cucuruz. Și știi și rusești? Da, sigur. Păi nu cum aveți și ruși acolo? Noi aveam unul. Da, acum? Acum a venit armata 15-a rusească să-i apere interesele. Rusului și ala. Da. Și acum limba rusă la noi e a doua limbă de stat. A, păi chiar că suntem frate. Aici zic și eu. Păi dacă știi de cucuruz și de popșor, trebuie să știi și de, de măligă. Da, sigur că da. Mămăliga este mâncare națională la noi. E tin dracu. Și o mâncați ca și noi așa cu jumieri de purșel? Nu, noi o mâncăm cu mușchi de croc și cu rânze de șerpe boa. Mămăliga cu șerpe, încă n-am auzut. Dar noi este chip cu vremea, după cum mă ducem să o mâncăm și cu râmi. Și numai duminică limbriși. O fi fiind mare delicios. Am ajuns și un da, exportul principal al nostru este popușoiul, adică cucuruza și vaca-vaca. Carne de jită? Nu, vaca-vaca înseamnă un preparat farmaceutic. Vaca-vaca. Medicament și... E un stimulant pentru bărbați. Ia uite? Da, iei două capsule. 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 Iei două capsule de vaca-vaca și te faci buhai național. Ia ca de ce se cheamă vaca-vaca, îmbră după buhai. Nu vrei, vaca-vaca în limba noastră în debele care se vorbește în Zimbabwe se numește deșteptarea. Dar și are aici deșteptarea, nu prinde. Deșteptarea, adică sculatul. Și ajută? O, uite, taică-miu a avut două capsule, capsule de vaca-vaca și uite ce băiat viguros a făcut. Chiar să nu știi de că ești în văliță. Ei, domnule, de ce te salvi? Ia-mi stai, băi, zi-mi, babar, mă fat la arătă. Și cu... păi, vezi, eu nu sunt negru-negru. Dar cum ești? Mulatru. Corșturu? Da, taică-miu este din Zimbabwe, iar maică-mea este moldoviancă. Hei, du-te-n! Hai, chiar! Ce-am chiar? Familia ei de domnișoară este Sturza. Ești din neamuri domnesc, așa, 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 așa. La noi așa și se vorbește. Uite, vine moldoveanca de la Sculeanca. Iară, uite! Chiar suntem frață. Da. Hai să bem un pahar de zi. Hai. Hai.